Producerea de energie verde este unul dintre cele mai importante ținte impuse țărilor membre ale Uniunii Europene. Acest lucru se datorează faptului că în următorii ani se dorește renunțarea la producere de energie din cărbune, în primul rând, și mai apoi din gaz metan, aceste surse fiind considerate ca poluante. O alternativă este energia hidro, iar județul Hunedoara ar fi putut deveni un producător important în acest domeniu, dar unele lucrări din Valea Jiului sunt blocate și de 5 ani. Județul Hunedoara ar putea fi un mare producător de energie electrică hidro. Avem acumularea din râul Mare Retezat, care e o lucrare energetică de referință la noi în țară. Și mai este proiectul de pe Jiu, care prevede o acumulare în județul Hunedoara la Livezeni și două hidrocentrale la Dumitra și Bumbești în județul Gorj. Proiectul a fost început în anul 2005, a fost stopat prin acțiunea unor instituții și ONG-uri în 2016. Prezentă în emisiunea La Subiect, difuzată de UNU TV Deva, Georgeta Barabaș, directorul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, a declarat că s-a ajuns în această situație din cauza ONG-urilor de mediu, în principal, care au obținut în instanță stoparea lucrărilor de o valoare mare, finanțate de stat și aproape finalizate. Mai mult, după stoparea acestor proiecte, aceleași ONG-uri de mediu au propus, într-o strategie de dezvoltare Jiului, producerea de energie din surse alternative, iar apa este una dintre acestea. Și culmea, pe motive, bineînțeles, de distrugerea biodiversității sau alte amenințări care le-au identificat cei care au deschis acțiunea în instanță, și culmea, aceleași ONG-uri care au pornit acțiunea în instanță împreună cu Garda de Mediu și-au anulat proiectul, finalizat în proporție de 90% de statul român, au făcut o strategie de dezvoltare a Văii Jiului cu bani de la guvernul german, în care propun ca primă soluție dezvoltarea producției de energie electrică din surse alternative. Georgeta Barabaș a mai precizat că realizarea de hidrocentrale pe Jiu ar fi fost și o bună alternativă de producere de energie din județ, în condițiile în care, nu cu mult timp în urmă, termocentrala de la Mintia a fost închisă. Păi în Valea Jiului ce alternativă ai la cărbune? Doar apa, că soare nu prea este, vântul, nu prea poți să pui eoliene acolo, că nu-i relieful, nu-ți permite. Și atunci ce nu este bun la proiectul existent, de la ai blocat? Și în continuare este în același stadiu. Este în același stadiu, da, este blocat, realizat în proporție de 90%, o investiție semnificativă de câteva sute de milioane de euro făcută de statul român și nici măcar nu știu... Care s-a dus pe apa Sâmbetei, dacă putem porți pe apa Jiului, exact. Da, care nici măcar, nu știu dacă ceva lucrări de conservare se fac acolo, dar nici măcar astea, despre astea nu... Deci asta ar putea fi o alternativă, da, excelentă puteau, în, da, în județ. Având în vedere că Mintia s-a închis, putea să reprezinte. Despre această temă, dar și despre alte subiecte interesante, puteți afla mai multe urmărind emisiunea La Subiect, în care a fost invitat directorul APM Hunedoara, Georgeta Barabaș, atât pe pagina de Facebook, cât și pe canalul de YouTube al postului de televiziune 1 TV Deva.